Valul de căldură care traversează Europa a lovit și Germania. Animalele de la grădina zoologică din Berlin au primit înghețată de fructe și legume congelate. Sango, un uriaș mascul de gorilă cu spate argintiu, a făcut tot posibilul să-și asigure cea mai consistentă porție. Cele patru femele și micuța de 2 ani, Tila, s-au putut apropia doar după ce Sango a lăsat înghețata în spatele său. De un tratament similar au avut parte și alte animale din grădina zoologică.